care au plecat de jos și au făcut avere la propriu cu talentul lor. În seara asta îi veți cunoaște într-o altă lumină, prin ochii propriilor copii. Așa că începem cu prima rundă, nu înainte de a invita pe minunații voștri copii în camera de joacă. Dragii mei, la joacă, pe aici. Ba, pe acolo. Pe acolo. Noi suntem o familie deschisă, extrem de sinceri și nu ar avea așa foarte mari picanterii de dat din casă. Nu mi-e teamă. Și mă bazez pe faptul că știu că am un copil care este extrem de educat. Dragii mei, de fiecare dată, înainte de emisiune, îi rugăm pe copiii voștri să vă facă o scurtă descriere. Să ne spună frică. Cum sunteți voi, Liviu, cum sunteți voi acasă, cu ce sunteți îmbrăcați, Minodora, chiar? Prin casă. Da, pe bune că nu! Da, genul ăsta de întrebări. Pe acest ecran, o să apară întrebarea pe care am adresat-o copiilor, precum și 4 variante de răspuns. Din cele 4 variante de răspuns, numai una a fost rostită de copilul vostru. Cu toate că e posibil ca toate cele 4 variante de răspuns să fie adevărate. Voi trebuie să ghiciți ce variantă de răspuns a dat copilul vostru. Restul din burta lor. Dacă ghiciți, aveți 100 de puncte. Eu zic să începe Antante, inima mea. Asta zic. Hai cu Dan Bursuc. Nu că știam tu. Bun. Perfect. Iată ce l-am întrebat pe Leno. Care e cea mai tare chestie pe care o face tatăl tău? Prima variantă. Salvează copiii străzii și îi trimite la școli. Da, cred că... Eu știu că faci treaba asta. Știu că faci lucrul ăsta. Dan se ocupă de mulți ani cu așa ceva. Ia stai! Deci, dă-și voi mai tare. Păi nu e de aici, se aude din platou. Putem vedea câteva imagini? Vă rog. Eu am auzit și... Da. Faci. La un moment dat, viața lui Bulgăraș s-a schimbat total. Dumnezeu are grijă. A întâlnit un om. Hei, Dan Bursuc. Salut, Dan. Cum te-a găsit? M-a găsit. A parcat mașina exact lângă mine. Tu vorbești serios? Da. Erai pe stradă, nu? Da. Erai pe stradă și cântai. Și a venit om a parcat lângă tine și a zis... Hai. Hai, la București. Ce face Bulgăraș? Foarte bine. Da? A crescut, s-a făcut mare, au trecut 2 ani de zile de atunci, are o evoluție extraordinar de bună, acum cântă și cu pianul. Dragul adică de randament. Bravo. Au fost foarte mulți soliști, foarte mulți copii, ca să-i numesc așa, în care au ajuns să... vedete în România. Copii care erau mai mici ca mine și eu îi îndrumam către muzică. De 20 de ani fac lucrul ăsta și mă bucur pentru ce am putut face pentru toți. Să ne întoarcem la întrebare. Care e cea mai tare chestie pe care o face tatăl tău? Face șpagatul pe 2 scaune ca Mircea Badea? Domnul Dan! Să înțeleg că aveți astfel de veleități. Stați un pic mai întâi să mă arăt un pic, să înțelegeți adevărul și răspunsul. Da. Vă rog să credeți lucrul ăsta. După cum arăt. Dar poate Leno a zis asta. Puiul meu, ți-am spus să nu minți niciodată, să spui adevărul. Cum? Deci nu e bună. Bun, varianta a treia. M-a dat la școală la Cambridge și a zis să nu mă laud cu asta. Foarte adevărat. Da? Da. Bravo. Asta am căutat de mic copil, el e de la 3 ani acolo. Aici chiar a spus un adevăr, fiul meu. Și am spus... Dacă a spus el asta, nu știm care a spus-o el. Sigur a spus lucrul ăsta, pentru că eu tot timpul îi readuc aminte și spun, uite, tu conviețuiești, tu trăiești printre copii care
au posibilități, care nu au posibilități. Și mi-aș dori atât de mult să nu te lauzi să spui că tu studiezi undeva să faci de-astea. Tu dacă o faci, o faci pentru sufletul tău, pentru viitorul tău și pentru să fii tu bine în viață. Pentru că dacă n-am putut eu, am datoria de a-ți face ție să spun totul la dispoziție. Dar nu vreau să sune laudă niciodată. Fă-o pentru tine. Sună la tine. Foarte frumos. Să vedem poate a patra, dacă deocamdată v-ați oprit la a treia. Face din oameni necunoscuți adevărate vedete. Păi eu niciodată nu spun lucrul ăsta, exact cum am spus și lui, să nu se laude că el învață undeva. Îmi place să vorbesc mai puțin, să dovedeți mai mult. Ce variantă de răspuns a dat Leno? Una trebuie? Da. Ce crezi că a spus el? Păi a spus-o pe asta, a treia. A treia variantă? Da, a treia? Adică m-a dat la școală, la Cambridge, hai să nu mă păi laud. Fără asta, titlu. Tot timpul îi spun lucrul ăsta. Hai să vedem. Care e cea mai tare chestie pe care o face tatăl tău? Cea mai tare chestie care face tatăl meu e că m-a dat la școala Cambridge School, dar mi-a spus să nu mă laud cu chestia asta. Ah, ce tare, bravo! Să fii modest? Bravo! Da. Frumos. Bravo! Perfect, 100 de puncte! A nimerit-o. Bravo, deci asta a spus și Leno. Și eu l-am dat pe băiatul meu la Dinu Lipati și am spus să zică că e la Cambridge. Mă, nebunul ăsta, mă!